este Domnul Iisus Hristos. Amin. Dar când Iisus nu este înaintea ta și El a rămas în urmă, e bine să mergi înainte? Nu e bine. Și atunci ce trebuie să faci? Trebuie să faci întoarcerea de 180 de grade și să te întorci cu fața la El. Amin. Cuvântul Domnului spune, când îți întorci privirea la El, se întâmplă un lucru deosebit. Te luminezi de bucurie. Și atunci tu faci ce face Domnul, faci ce dorește Domnul și faci ceea ce spune Duhul lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Deci, dacă suntem pe direcții greșite și ținta noastră nu este Domnul Iisus Hristos, bine este să nu mergem înainte. Să nu continuăm, ci să ne oprim. Pentru că, în realitate, nu contează cât de mult mergem. Nu contează cât de repede mergem. Ci contează unde mergem și încotro ne îndepărtăm. Încotro mergem în direcția care noi ne alegem. Doresc în seara aceasta ca direcția noastră să fie Domnul Iisus Hristos. Amin. Și umblarea noastră pe acest pământ să fie după voia lui Dumnezeu. Amin. Rețineți, prima diferență care o facem în acest text între Iuda și femeia este că ei au avut direcții diferite. Femeia s-a apropiat de Domnul, spune cuvântul Domnului în versetul 7, pe cât Iuda s-a îndepărtat de Domnul. O a doua diferență este diferența motivației. Motivația femeii este că ea s-a apropiat de Iisus. Din ce motiv? Din dragoste pentru Dumnezeu. Motivația femeii este apropierea de Iisus din dragoste pentru Dumnezeu. Motivația lui Iuda e să îndepărta de Domnul Iisus Hristos din dragoste de bani. Observați două motivații diferite. Femeia se apropie din dragoste pentru Dumnezeu, pe cât Iuda s-a îndepărtat din dragoste pentru bani. Motivația ta, motivația mea, trebuie să fie dragostea lui Dumnezeu. Amin. Și când ai această motivație, te pocăiești, te smerești, îți curăsești viața, Doamne ajută-ne la aceasta. Amin. Când ai această motivație a dragostea lui Dumnezeu, iubești pe frați, dar poate spui, Doamne, dar în biserică sunt frați care eu nu pot să iubesc. În seara aceasta trebuie să ai această motivație să iubești pe frați chiar dacă nu poți. Amin, ajută-ne. Motivația ta și motivația mea trebuie să fie iertarea fraților. Amin. Frate, dar poate sunt frați care nu pot să iert. În seara aceasta cuvântul Domnului ne îndeamnă să iertăm. Amin. Ca să putem să fim iertați. Amin. Mi-aduc aminte că un frate spunea că mereu o soră îl supăra. S-a dus la păstor și i-a zis, frate, de câte ori să iert pe sora, că mereu mă supără. Mereu vorbește împotriva mea. Mereu vorbește împotriva familiei mele. De câte ori s-o mai iert? Și fratele spune, ce spune Scriptura? Păi Scriptura, Domnul a întrebat și Petru, a pus această întrebare și Domnul i-a răspuns. Petru spunea că este scris să iertăm pe fratele nostru de 7 ori. Și Domnul Iisus i-a zis, de 7 ori câte 7? Asta înseamnă 490 de ori. 7 ori câte 70. Și fratele acesta, foarte indignat, a spus, frate, adevărat este lucrul acesta că am iertat-o de 490 de ori. Am numărat. În seara aceasta învățăm că noi trebuie să iertăm ori de câte ori este nevoie. Amin. Și Doamne, amin, ajută-ne, Doamne, la aceasta. Vedem că Iuda s-a întrebat și el la un moment dat, Doamne, ce trebuie să fac? Dar înainte de toate, mai înainte s-a întrebat femeia, ce trebuie să fac pentru tine? Și femeia a înțeles ce trebuie să facă pentru Dumnezeu. Ea a făcut un lucru deosebit. Pentru că Domnul vine în apărarea ei. Și ce spune Domnul? Lăsați femeia aceasta, că ea a făcut un lucru frumos, un lucru bun pentru mine. Ascultați, frați și surori, Domnul ia apărarea celor ce fac lucruri bune pentru El. Domnul să fie lăudat. Dacă ar fi să privim fiecare în viețile noastre, în ultimul an, câte lucruri bune am făcut noi pentru Domnul?
Sau nu în ultimul an, în ultima lună. Sau poate nu în ultima lună, în ultima zi. Dacă ar fi să te întrebe cineva câte lucruri bune ai făcut pentru Domnul, se poate spune și despre tine. Poate Domnul să spună și despre tine. Poate Domnul să-ți ia apărarea. Poate Domnul să spună și despre mine lucrul acesta. Femeia aceasta a făcut un lucru bun pentru mine. Femeia aceasta a făcut un lucru bun, tot ceea ce a putut, și a venit cu tot ceea ce a avut la dispoziție. S-ar fi putut, am mai stat de vorbă și mă gândeam în mintea mea, a venit femeia aceasta cu vasul și ar fi putut să toarnă din el pe capul Domnului. Deci el a nevoie să-l varsă tot. Ar fi putut să pună decât jumătate. De multe ori și noi, Duhul Domnului ne spune să facem tot pentru Domnul Iisus și parcă în inima noastră avem inima împietrită și în loc să facem tot, facem numai pe jumătățit. Dar când e să cerem de la Domnul, noi cerem tot. Noi când vrem să cerem o casă, noi nu-i spunem Domnului, Doamne, dăm și mie decât jumătate din casă. Când vrem să cerem un lucru de la Dumnezeu, nu spunem, Doamne, dăm jumătate din lucrul acesta. Ci noi vrem ca Domnul să ne dea toată casa. Noi vrem ca Domnul să ne dea tot ceea ce noi cerem de la El. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Stăteam aici la ora de rugăciune și am zis, Doamne, cunosc situația mea, familiar. Și mă gândeam și spuneam fraților, Domnul vrea ca să fiu dependent de El. Dumnezeu nu dă nici prea mult, dar nici nu a făcut de când am cunoscut să-mi visească pâinea de pe masă. Și m-am gândit că Domnul face lucrul acesta ca să fiu mai dependent de El. Stăteam de vorbă cu soția mea și a zis, nu-i posibil să dureze atâta timp de a intra în favoarea unui prestit. Și pe când s-a anunțat de aici să aducem înaintea Domnului cauzele noastre, Duhul Domnului a venit un răspuns pentru mine ca să-i dau soției mele. Dar am adus înaintea Domnului această cauză? 3 săptămâni! Dar în 3 săptămâni ai cerut de la Domnul? Cuvântul Domnului spune, voi cereți, voi nu aveți pentru că nu cereți. Și Domnul vine și completează. Dar orice veți cere numele meu de la Tatăl, Tatăl vă va da slăvit să fie numele Domnului. Domnul să împlinească toate cererile noastre care au fost aduse înaintea lui Dumnezeu. Mergem înainte să vedem care este cea de-a treia diferență. După ce am văzut că acești oameni au avut până acum 2 diferențe, diferența de direcții, că oamenii ăștia au avut direcții diferite, am văzut că și motivațiile au fost diferite. Pentru că dacă femeia a întrebat ce să fac pentru tine și a dat toată munca ei de un an de zile, Iuda nu numai că a întrebat, Doamne, ce să fac și eu pentru tine, ci poate în mintea lui și în inima lui a întrebat, ce pot să iau de la tine? De câte ori și noi, să zicem în felul acesta, încercăm să luăm mai mult decât ar fi trebuit. Bine este să luăm ceea ce este bine, să acumulăm mult cuvântul Domnului. Dar atunci când este vorba despre un venit, atunci când este vorba despre un favoriu pentru noi, bine este să ne smerim la picioarele lui Dumnezeu și să rămânem în ascultare de Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Iuda nu numai că nu a cerut și nu l-a întrebat ce să facă, ci el a întrebat în inima lui, Doamne, ce pot să câștig despre tine? Cunoaștem ce a câștigat. Cei 30 de arginți, care vă spuneam la început, era prețul unui sclav. Cea de-a treia diferență, care înțelegem din textul care l-am citit, este diferența evaluării. Hai să înțelegem mai bine acest lucru. Ca să ne dăm seama cât de valoros este un lucru pentru noi, luăm un exemplu cu mașinile. Te duci și te uiți la o mașină și vezi că arată bine exterior, vezi că are motor bun, vezi că are internul din piele și e îmbunătățită. Primul lucru care faci, tu faci evaluarea ei. Își cere omul pe ea 3.000 de euro. Tu îți dai seama de valoarea ei și încerci să faci evaluarea. Și spui, nu face 3.000 sau nu face 5.000, ci face 4.000 sau face